Pepiniera și ferma pomicolă Istrița sunt situate pe teritoriul comunei Săhăteni din județul Buzău, la altitudinea de 134 de metri. Cu un climat semi-umed și destul de călduros, suprafața pepinierei este un areal excelent pentru creșterea pomilor fructiferi. Primele atestări documentare provin de la sfârșitul secolului al XVI-lea. Istoriografii vorbesc despre bogăția ținuturilor Buzăului, adevărate păduri de pomi roditori pe care nu le păzește nimeni. Dispunând de condiții pedoclimatice favorabile, pomicultura s-a dezvoltat permanent în această zonă geografică a țării. În 1893 este anul care marchează debutul pepinierei Istrița, cu sarcina inițială de înmulțirea materialului săditor viticol rezistent la atacul filoxerei. Simultan se urmărește și dezvoltarea patrimoniului pomicol din zona subcarpaților de curbură. În 1895 exista deja o colecție bogată, cu soiuri din aproape toate speciile de pomi și arbuști fructiferi și se produceau puieți portaltoi care erau folosiți pentru altoirea soiurilor valoroase. La Istrița a fost creată în 1902 prima școală practică de altoitori din România, acest meșteșug transmițându-se până astăzi din generație în generație. Câmpurile pepinierei și colecțiile pomicole existente au servit ca material de studiu generațiilor de studenți ai Academiei de Înalte Studii Agronomice și apoi Institutului Agronomic din București, dar și cercetătorilor care au lucrat aici. După reintegrarea în anul 2005 ca parte componentă a Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, pepiniera Istrița a intrat într-un nou proces complex de retehnologizare, fiind în același timp un loc în care studenții își formează deprinderi practice în completarea cunoștințelor teoretice dobândite la curs. În ultimii ani s-a insistat pe reîntinerirea plantațiilor pomicole, pe de o parte pentru a ridica productivitatea acestora, iar pe de altă parte pentru a introduce o serie de soiuri noi. Suprafața fermei măsoară astăzi 232 de hectare, din care cele 53 de hectare de livadă sunt întinerite. Pepiniera Istrița produce o gamă largă de portaltoi generativi și vegetativi, pomi altoiți sub formă de vargă și cu ramuri anticipate, la speciile măr, păr, gutui, prun, cais, piersic, migdal, cireș și vișin. Pomii se produc în școala de pomi în ciclu de 2 ani, pe o suprafață de 4,5 hectare. Pe terenul arabil și în asolamentul pepinierei pomicole sunt cultivate loturi semincere de cereale și plante tehnice. Patrimoniul pomicol este în continuă dinamică. Principalele specii plantate pentru producția de fructe sunt prunul, mărul și cireșul, prunul ocupând primul loc ca suprafață și producție. Speciile de prun și măr găsesc aici condiții optime de dezvoltare, profitând la maxim de potențialul solurilor improprii altor culturi. Ținând cont de importanța culturii pomilor fructiferi, importanță de ordin economic, social, alimentar și chiar estetic, putem spune că ferma pomicolă Istrița va continua să joace un rol important pentru întreaga țară, nu doar în cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București.